Emi, mă întorc la tine și am să spun câte ceva. Deci am citit mai mult de 62 de pagini că am citit și prefața lui Titu Maiorescu. Cartea asta este o reproducere. Au fost reproduse așa, cu coperta asta, pe hârtie, imprimată cu desenul de pe cartea lui Maiorescu. Asta a apărut singura timpul. Și au fost și pe pânză, cartonată. Mi-am cumpărat una din aia, dar am dat. Ce vreau să zic? Am observat un lucru. Am ascultat dialogul dintre domnul Păunescu și domnul CTP 2000, după aia săracul domnul Păunescu a făcut infarct în 2010 și a murit. A scris ultima poezie de la un cardiac cordial. Eu mă lăsau în pace și el, în loc să tacă din gură, vadă de ale lui, s-a apucat să îi dea în judecată, să comenteze la televizor. Și... No. Nu zic mare lucru, zic că nu o prins bine la inimă, înțelegi? Bun. Și atunci ce vreau să zic? Scriitori, vezi, scriitori din ziua de azi, să zicem, cumva 60-iștii și echinoxiștii, 60-70, ăștia sunt mai modești, mai scriu, mai puțin, mai mult, fiecare cât poate, mai muncesc, mai predau, sunt profesori. Înțelegi, echinoxiștii de la Cluj. Dar odată cu ăștia cu 80-iștii și după ei, vezi efectiv, bă, ăștia se bagă pe raft cu Eminescu sau cu Macedonski sau cu Duelul Zafirescu. Deci e efectiv, gata, avem nevoie de canon, avem care suntem mai baștani, care suntem mai nu știu cum. Și așa educă pe ăștia din ziua de azi care scriu despre droguri. Cea de genul ăsta. Deci eu scriu despre medicamente, știi? No, și eu am citit astăzi din cartea asta până la pagina 62, la Dorința, și spun, frate, că cartea asta, cât o vezi, e destul. Bine, acum, nu, sunt cărți de poezie, au apărut la diferite edituri, nu cu Eminescu, mai multe poezii. Dar zic că scopul nu e să publici mult, și text mult. Uite, cam așa e și romanul din Țara Zăpezilor al lui Yasunari Kawabata, cel mai bun roman japonez, iar Pușca de Vrătoare al lui Yasushi Inoue e și mai mic, mai subțire. No, și atunci, uite, de exemplu, asta este de Kazuo Ishiguro, care a luat premiul Nobel în 2007. Uite cum. Vezi? Bun, și atunci ce vreau eu să zic? Vreau să zic că nu contează cât de mult scrii, nu contează cât de mult ai părul, înțelegi? Important e să ai editori, am avut eu pe taică-mă și pe domnul Petean acum, sau pe alții înainte, domnul Bârgău, ăia de la Iași, de la Tipo Moldova, cum îl cheamă, frate? Roxana Costinescu și cu încă un tip. Și pe domnul Alexis de Nobilis în 2016. No, înțelegi? Și nu să te pui tu singur pe raft. Că? Nu ne punem noi pe raft. Și ne bazăm că am apărut nu știu unde, că nu știu ce. No, eu asta m-am avut de spus. Și știi cum e? Dacă ai bun simț, ăsta Bacovia a publicat 5 cărțulii toată viața. Și la sfârșitul vieții o strâns volum de poezii cu cărțulii. Este ca, uite aici. Da, aici nu știu dacă sunt toate, dar oricum, cam așa arată. Bine că am găsit-o.
Da, și atunci ce vreau să zic, frate? Important e nu cât de lung ai părul sau cât scrii și cât muncești, sau zicem așa teoretic, să nu muncă, ci cât de mult citești. Mai bine citești 1.000 de cărți, scrii o poezie. Mai citești 1.000 de cărți și mai scrii o poezie. Și tot așa, știi? Deci nu mai câștigat. Pentru că maculatură poate să facă oricine, știi? Cum zicea Rimaru, orice laș poate să apese un trăgaci. Băi, ăștia de la Barat.